Școala din satul Sărbătoarea, Comuna Bucovăț, intră în renovare. Proiectul se desfășoară prin programul operațional regional 2014-2020, iar valoarea acestuia se ridică la suma totală de peste 2.600.000 de lei, din care contribuția primăriei Bucovăț este de doar 2%. Investiția vizează nu doar reabilitarea clădirii școlii, ci și construirea unui nou corp independent în care va funcționa o sală de sport prevăzută cu vestiare și grupuri sanitare. De asemenea, clădirea actuală va fi extinsă cu spații care vor găzdui o sală de curs și o sală de festivități. Reabilitare, școală, sărbătoare, construcție, sală de sport, un proiect destul de mare pentru o comună cum este Bucovățul. Da, un proiect destul de mare și de foarte mare importanță pentru satul Sărbătoarea, pentru că avem 100 de copii înscriși la școală, un proiect la care muncim de 3 ani de zile și iată, suntem în linie dreaptă, cred că în vară vor începe lucrările efectiv. Acest proiect european presupune reabilitarea totală a școlii, extindere, precum și construirea unei săli de sport nouă, în suprafață de 400 de metri pătrați. Totodată vom veni și cu ceva dotări în interiorul școlii și aici mă refer la mobilier și aparatură atât de necesară în aceste vremuri. Valoarea acestui proiect? Valoarea acestui proiect este de 2,6 milioane de lei, din care construcțiile efectiv sunt 2.300.000. Proiect finanțat 100% din fonduri europene sau? Avem și o cotă de cofinanțare, dar este mică, care implică în special cheltuieli cu implementarea.